Un incendiu violent a distrus o casă și a scos la iveală o cantitate uriașă de țigări de contrabandă într-o comună din Iași. Pompierii au descoperit marfa în podul casei după ce s-au luptat o oră cu flăcările violente. Locuința era închiriată de câțiva oameni din Republica Moldova. Unul dintre ei a încremenit la vederea grămezilor de scrum, iar când a fost înconjurat de polițiști, i s-a făcut rău. Acoperișul casei arde violent în momentul în care pompierii ajung la intervenție. Pentru început, ei încearcă să se apropie cu furtunurile de incendiu. Fumul gros se înalță câțiva metri și răspândește un miros înțepător. Între timp, câțiva vecini săritori profită de faptul că flăcările nu au trecut de tavanul casei. Oamenii apucă să salveze câteva bunuri. Intervenția se încheie după o oră cu decopertarea întregului acoperiș și descoperirea unui depozit ilegal de țigări. Uite țigările, uite cum le alung. Uite pachetele. Na. Am ușit o grămadă la marcaj, mă ustră și gât și tătiți la țigări. Mai e o scură parcată? Patru mașini parcate în curte au scăpat neatinse de flăcări. În portbagaje și remorci, polițiștii au găsit alte 10 de cutii și saci cu marfă de contrabandă. Au fost găsite în cele două camioane și în imobil, la o primă estimare, peste 10 milioane de țigarete de proveniență Republica Moldova și Ucraina. Casa era închiriată de câțiva oameni din Republica Moldova. Unul dintre ei a fost atât de afectat de urmările incendiului, încât a avut nevoie de medici. Se estimează că țigările ar valora pe piața neagră peste 1 milion de euro. Polițiștii au deschis o anchetă.